oameni așa de obiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune în drumuri spirituale. Ne aflăm în ajunul unei mari sărbători creștine, motiv pentru care astăzi am lăsat deoparte Patericul cel Mare și o să încercăm să vorbim despre însemnătatea acestei sărbători. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Cu toții spunem acest cuvânt în biserică și în rugăciunile noastre. De ce? Pentru că, iată, pe 14 septembrie prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, celei de viață dătătoare, a crucii pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit pentru mântuirea noastră. Crucea care odinioară era o unealtă netrebnică și rușinoasă de tortură și de osândă, s-a făcut după acel moment al înălțării Sfintei Cruci, după momentul răstignirii Mântuitorului de fapt și înălțarea ei a crucii, s-a arătat sfânt și unealta izbăvirii noastre din osânda păcatului, din osânda biruinței și a devenit o unealta biruinței asupra morții, sfântă fiind aceasta crucea prin neprețuitul sânge care s-a vărsat pe dânsa din mâinile și picioarele celui străpuns cu piroanele și împuns cu sulița. Iată, mâine, mii, milioane de cruci, asemenea celei de pe Golgota, vor fi purtate cu evlavie și cu frică de Dumnezeu de către slujitorii bisericii, iar credincioșii se vor închina și le vor săruta cu smerenie și cu credință. Dar celor mai mulți dintre noi, din păcate, cuvintele înălțarea crucii nu trezesc mai nimic în minte, fiindcă nu cunosc obârșia și rostul prasnicului sărbătorii de astăzi. De aceea, vom încerca să istorisim în puține cuvinte cum s-a petrecut înălțarea Sfintei Cruci a Domnului, cea pe care, iată, astăzi o prăznuim. Astăzi, seara la vecernie și mâine, în toată ziua. Trecuseră aproape 300 de ani de la răstignirea Domnului pe dealul Golgota. În acest răstimp, Biserica creștină avusese de luptat din greu cu puterile vrăjmașe ale prigonitorilor păgâni care îi se împotriveau cu deznădejdea morții. Mii și mii de sfinți mucenici, începând cu sfinții apostoli, au murit pentru credința lor în Iisus Hristos, mulți dintre aceștia fiind și ei spânzurați ca și Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce. Timp de aproape 300 de ani, tot întinsul vastei împărății romane, a cărei conducere, iată, era păgână, a fost ca o nesfârșită Golgota plină de cruci, sfințite și ele de sângele martirilor creștini. Din jertfa acestora a răsărit în cele din urmă steaua biruinței creștine împotriva păgânătății, care a fost pentru totdeauna înfrântă. Venise atunci la cârma împărăției romane împăratul Constantin, care a fost întâiul împărat creștin și pe care, pentru aceasta, biserica l-a cinstit după moartea sa ca un sfânt întocmai cu apostolii. Dar domnia lui Constantin nu era deloc sigură la început. Un alt împărat păgân cu numele Maxenție poftea pe atunci scaunul împărătesc al Romei. Cu aceasta trebuia
să se războiască, cu acestea trebuia să se războiască, deci, Constantin. El era însă tare îngrijorat, fiindcă oastea lui era puțină la număr. Pe când vrăjmașul său, Maxenții, avea o oaste multă și bine într-armată spre luptă. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat după socotelile noastre omenești, biruința ar fi trebuit să fie, desigur, de partea păgânului Maxenție. Dar, cu voia lui Dumnezeu s-a întâmplat că, într-una din zile, după amiază, cum stătea Constantin și se frământa cu sufletul cum să facă spre a dobândi victoria, a avut o vedenie minunată. Deodată, i s-a arătat pe cer semnul Sfintei Cruci făcut din stele mai strălucitoare decât lumina soarelui. Și tot din stele era scris pe acea cruce: In hoc signo vincet, în acest semn vei învinge, vei birui. S-a cutremurat atunci împăratul, căci el nu cunoscuse încă puterea acestui semn. Dar noaptea, în vis, un înger i-a poruncit să pună semnul acela pe toate scuturile și steagurile ostașilor săi și numai după aceea să înceapă lupta. Așa a și făcut împăratul, dând poruncă să se coasă pe toate steagurile și pavezele ostașilor săi semnul Sfintei Cruci din purpură scumpă. Pornind apoi cu toată nădejdea în luptă, s-a luptat cu Maxenție și cu ajutorul bunului Dumnezeu și la Sfintei Cruci, iată, l-a biruit, scăpând pe creștini pentru totdeauna de groaza prigoanelor de până atunci. Mai târziu și-a adus aminte împăratul de crucea pe care Domnul își vărsase sângele pentru mântuirea oamenilor și a rugat pe sfânta sa maică, împărăteasa Elena, să meargă în cetatea Ierusalimului și acolo să o caute. Dar nimeni nu mai știa unde și dacă se mai păstra. Ca să se șteargă orice urmă despre moartea și învierea Mântuitorului Hristos, cei ce îl răstigniseră au ras vârful dealului Căpățânii și au nivelat locul, iar mai târziu unul dintre împărații păgâni a construit acolo un templu pe care împăratul Constantin cel Mare a pus să-l dărâme pentru a construi o biserică creștină. Săpându-se sub temeliile fostului templu păgân pentru a se înlătura dărâmăturile, s-au găsit acolo trei cruci, ba și piroanele cu care cei trei crucificați fuseseră pironiți pe ele. Greutatea era acum să afle care dintre cele trei cruci era cea pe care fusese răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Din rânduială dumnezeiască s-a întâmplat ca tocmai atunci murise în cetate o fată de neam bun și i-a dat prin gând episcopului Macarie al Ierusalimului, care era nelămurit cu privire la apartenența crucii, să atingă trupul moartei de fiecare din cele trei cruci și să afle la care dintre cele trei cruci el nădăjduia că avea să se întâmple o minune. Și numai când s-a apropiat crucea Domnului de acea fată moartă, ea a înviat și a început a umbla și a mulțumit cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu. Între timp, slăvitul împărat Constantin terminase de zidit măreața biserică ctitorită de el pe Golgota într-o amintire a patimilor și învierii Domnului. A poftit pentru aceasta
iată, sobor mare de episcop din toate laturile creștine ca să săvârșească slujba sfințirii bisericii, iar sărbările sfintei târnosiri au ținut zile în șir. S-au adunat de aceea mulțime mare de creștini în cetatea sfântă, doritori să vadă și să admire măreția și frumusețea vestitei ctitorii împărătești. Toți aceștia doreau să vadă și lemnul Sfintei Cruci a răstignirii Domnului, care fusese descoperită mai înainte. De aceea episcopul Macarie s-a suit pe amvonul cel înalt al bisericii și, ținând în brațele sale Sfânta Cruce, a înălțat-o în văzul tuturor. Iar dacă au văzut-o, toți se închinau și se rugau zicând: Doamne, mântuiește-ne! Era în ziua aceea chiar 14 ale lunii lui septembrie în anul 335, zi care a rămas de atunci închinată înălțării Sfintei Crucii, pe care o prăznuim, iată, și noi astfel, în seara aceasta, cum spuneam, la vecernie și mâine, prin liturghie și cele rânduite de biserică. Lemnul sfânt al crucii Domnului a fost apoi depus în altarul bisericii celei noi zidită de Constantin. Dar, peste vreo 300 de ani, s-a iscat un război între împărăția romanilor și perșii păgâni de la marginea de răsărit a Imperiului Roman. Îngăduind Dumnezeu păgânilor să biruiască pe romani, perșii au intrat în Ierusalim și au luat cu ei, printre alte trofee și prăzi de război, și crucea Domnului. Dar peste puțină vreme a izbutit creștinul împărat Heraclie să biruiască pe păgâni și să aducă înapoi la Ierusalim sfânta relicvă, și din nou patriarhul de atunci al cetății sfinte a trebuit să înalțe Sfânta Cruce în văzul mulțimilor care se adunaseră ca să o vadă, bucurându-se de întoarcerea ei. Era tot 14 septembrie, anul 629. După ce a mai stat o vreme în Biserica Sfintei Invier din Ierusalim, cea mai mare parte a lemnului Sfintei Cruci a fost luată și dusă la Constantinopol, capitala Imperiului, pentru a fi pusă la adăpost de pericolul invaziei arabe, care devenea din ce în ce mai amenințător, iar după căderea cetății împărătești sub turci, 1453, lemnul sfânt a fost dus într-una din mănăstirile Sfântului Munte. De aici, bucăți din el s-au răspândit rând pe rând în mai toată lumea creștină, unele dintre ele ajungând până și în țara noastră. Iată cum, de la Ierusalim, din locul pătimirii Domnului, Sfânta Cruce a atins cu lemnul ei, purtat prin diferite locuri și împărțit apoi în bucăți mici toate laturile creștinătății. Brațele ei ocrotitoare s-au întins de-a lungul anilor atât de mult încât au umplut ca niște aripi uriașe întregul pământ, ocrotindu-l de puterile rele ale văzduhului. Iar sus, în înălțime, crucea luminoasă care s-a arătat împăratului Constantin la vreme de cumpănă, s-a arătat mai pe urmă tuturor acelora care au nădăjduit în puterea ei și s-au însemnat cu semnul ei cel sfânt. Ca și sfântul împărat, și aceștia au biruit în lupta grea a vieții. De aceea, Sfânta Cruce s-a înălțat de atunci pretutindeni, unde s-a auzit cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru,
la răscruce de drumuri, ca un semn al celui ce a spus despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața, în cimitire, la căpătâiul morților, ca o chezășie, că cei morți întru Hristos vor învia în Hristos ca și El pentru viața cea veșnică, pe Sfintele Altare și pe turnele bisericilor, înălțându-se în văzduh ca o năzuință a sufletelor noastre către cer. Pe brațele crucii s-au odihnit frunți plecate de durere, iar la picioarele ei au îngenunchiat atâtea suflete cernite de întristare, cerând lui Dumnezeu îndurare și ajutor pentru necazuri. Căci numai plecând de la picioarele crucii, adică de la durerile celui ce a pătimit pe dânsa, se poate ajunge la lumina și bucuria cerului, prin lacrimile și durerile jertfei, la bucuria și biruința învierii fiecăruia dintre noi. De aceea spune Scriptura Sfântă că tot crucea e acest semn al Fiului Omului, se va arăta pe cer atunci când El va veni cu slavă să judece vii și morții. Vedem aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 20. Va fi semnul după care se vor recunoaște atunci toți cei ce în viața aceasta au crezut și au urmat lui Hristos cel răstignit. De aceea, dorința de pe urmă a celui ce moare creștinește este ca după moarte să-i se pune la căpătâi o cruce, cum spune și poetul, nu? Prin gura celui rănit de moarte la război. Cu 22 car la groapă se vor duce și bun e Domnul de mă avea la cap o cruce. Rugămintea din urmă. Coșbuc. Îndeosebi poporul nostru creștin din însuși leagănul nașterii sale ca popor, a însemnat prin cruci semnate la margini de drumuri, lângă fântâni sau în țarin, locurile unde s-au întâmplat fapte care nu trebuie uitate și mai ales unde unii creștini au murit de moarte neașteptată sau cruntă. Aproape de Sibiu, la Șelimbăr, străjuiește și astăzi crucea care arată locul luptei lui Mihai Viteazu cu principele ungur Andrei Batorii al Transilvaniei. Tot o cruce a rămas să însemneze și locul unde a căzut trupul viteazului domn ucis mișelește într-o noapte de august 1601. De cei ce nu vedeau cu ochii buni unirea tuturor românilor sub un singur sceptru politic pentru care el luptase. La curtea de Argeș, tot o cruce, în curtea vestitei mănăstiri a lui Neagoie, amintește locul unde, după legendă, s-a frânt trupul genialului meșter, acel legendar Manole, care, după ce ridicase minunea de la Argeș, plătea cu viața greșeala de a se fi lăudat față de domnitorul ctitor că el ar putea face și altă biserică mai mândră decât cea pe care o făcuse. Dar câte nu ne spun aceste nenumărate cruci și troițe, din lemn sau din piatră, risipite pe toate plaiurile țării noastre și mai ales în Transilvania, unde până și porțile curților
și casele fraților noștri români sunt însemnate cu semnul Sfintei Cruci. Multe dintre ele constituie opere admirabile ale artei noastre populare, mărturii strălucite ale talentului artistic al oamenilor din popor. Dar ele cuprind în sine o istorie întreagă a poporului nostru creștin și ortodox, amintindu-ne de oameni și fapte din trecutul nostru istoric, grăindu-ne despre luptele și zbuciumul lor întru apărarea țării, de credința lor creștină, de nădejdile și asupririle lor spre o viață mai bună și mai fericită și mai ferită de primejdi. După cuvântul apostolului, cuvântul cruce pentru cei ce pierd înseamnă nebunie. Dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Vedem că spune acest lucru Sfântul Apostol Pavel Corintenilor în prima sa epistolă, în primul capitol la versetul 18. De câte ori sărutăm cu evlavie crucea Domnului, noi nu cinstim doar lemnul din care este făcută și care putrezește, ci pe Hristos însuși, Cel ce s-a răstignit pe dânsa pentru păcatele noastre. Când vedem crucea, noi ne gândim fără să vrem la patimile mântuitoare ale celui răstignit pe dânsa pentru izbăvirea noastră din blestemul legii. Ea este pentru noi semnul prezenței și al puterii dumnezeiești a lui Iisus, care alungă pe diavol și înfrânge puterea morții. De aceea cântăm cu încredere cântările din slujba bisericească a zilei: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă. Mai spunem într-al loc: crucea ta, Doamne, viață și înviere poporului tău este. Ea este temeiul mântuirii și mândriei și al laudei noastre de creștini ortodoxi, cum zice apostolul, nu? Iar mie să nu-mi fie amălăudat decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Același Pavel către Galateni. Vedem că și arta profană este inspirată de mesajul profund al Sfintei Cruci. Un pictor genial a zugrăvit într-un tablou celebru imaginea a ceea ce înseamnă de fapt crucea pentru noi. Foarte plastic de altfel. Tabloul prezintă în mijlocul unei mări învolburate de furtuni, năprasnic se înalță această furtună, maestoasă și neclintită, lângă, din valuri, se vede o cruce, la piciorul căreia se agață cu disperare, cu ultimile puteri, cu brațele, un naufragiat. Valurile parcă vor să-l smulgă și să-l scufunde în adâncuri, iar el ține strâns brațul vertical al crucii în așteptarea corăbiei salvatoare care se ivește la orizont, îndreptându-se către el. În clipele noastre de cumpănă, de furtuni și de necazuri, să îngenunchem și noi cu smerenie și cu evlavie la picioarele crucii, ca cel naufragiat. Să mărturisim celui răstignit pe dânsa toate păcatele noastre, căderile și slăbiciunile noastre, cerându-i cu credință, iertare, mângâiere și ajutor într-un necazuri și nevoi. Și însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci, să ne rugăm zicând: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința asupra celui potrivnic dăruiește binecredincioșilor creștini,
și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Amin. Nu mă pot abține să nu fac referire și la un alt lucru, îmi vine acum în minte, referitor la ceea ce s-a petrecut atunci în secolul IV cu Sfântul Împărat Constantin și cu Maica sa Elena. Domne, și-au dorit foarte mult să descopere Sfânta Cruce. Au dorit să afle Sfânta Cruce. Ce au făcut pentru aceasta? Au făcut cercetare. Mai întâi s-au informat. S-au dus cât mai aproape de loc. Au ajuns la Ierusalim. Și au cercetat toate izvoarele. În primul rând, hărți ale vremii. Au căutat în arhivele Imperiului, în arhivele Ierusalimului, hărțile vremii, cum erau locurile. Au căutat și au învățat de la creștini tot ce se știa despre momentul răstignirii. Iată, muncă de informare. Muncă de cercetare și de săpătură. Putem îndrăzni să spunem, fără să ne fie frică de vreo greșeală, că împăratul Constantin și maica sa Elena au fost primii arheologi. Un arheolog ce face? Dorind să afle cât mai multe informații despre trecut, se informează. Ia informații. Știe că cumva, să spunem, insula mare a Brăilei era un loc prielnic și în epocile istorice din trecut. Semn că, având vecinătăți, iată, și la vest, și la est, și la nord, și la sud, populații care trăiau în acele epoci, s-a dus arheologul nostru în insula mare a Brăilei și s-a gândit că poate să descopere și acolo vestigii ale trecutului. Învățând, citind, știa că poate să găsească mai cu seamă pe locurile mai înalte. Și atunci ce a făcut? Numesc ei arheologii periegheză. S-a plimbat pe acolo. S-a dus și a umblat. A făcut periegheză, a aflat locurile mai înalte, a sondat, a săpat în pământ. A făcut un șanț cât se poate de adânc și s-a uitat în pământ ca într-o carte, în straturile de pământ. Și a învățat de la pământ. A aflat vestigii acolo. A aflat ba o monedă, ba o săgeată de silex, ba, știu eu, fragmente de vase ceramice. De ce nu? Poate aflându-se într-o necropolă, a găsit, știu eu, și o seminte. Asta au făcut și împărații Constantin și Elena. Au aflat locul. Locul era, iată, ocupat de un templu. Nu mai avea nicio valoare. L-a dat la o parte. Au săpat. N-au săpat ca un arheolog să facă, iată, o sondare în acel pământ. Rânduială dumnezeiască i-a dat lui Constantin și Elenei în minte să zidească biserică, motiv pentru care trebuia să soape fundația adâncă, tot au săpat. Și astfel s-a aflat. Pentru că Dumnezeu a dorit să se descopere, să descopere crucea
omului, omul să se bucure și să se folosească de ea. Am scos în evidență cu această mică paranteză faptul că omul a vrut să descopere crucea, Dumnezeu a vrut să descopere crucea, s-au întâlnit cele două voințe în cruce, pentru cruce și cu crucea, Hristos s-a folosit în continuare spre mântuirea lui. S-a folosit, se folosește și se va folosi. Acum, ce facem noi? Continuăm să avem aceeași voință puternică pe care, iată, împăratul Constantin a avut-o, dorind să cunoască mai mult, mai profund și să se apropie de cruce? Rămânem în minte doar cu momentul istoric prăznuit astăzi, momentele istorice prăznuite, cele din secolul IV și cele din secolul VII? Nu. Privim la acele momente, dar căutăm să le înțelegem cu mult mai profund. Nu doar ca niște evenimente din istorie. Este important pentru noi să căutăm să ne asumăm crucea pe care o avem de purtat. Asta dacă vorbim de ceea ce noi avem de săvârșit pentru a noastră mântuire. Viața noastră, de care unii sunt mulțumiți, alții nu sunt mulțumiți. Alții ar face ceva în plus, alții în minus. Exact cum ne este crucea, este exact ce ne trebuie, ce putem să ducem, este fix pe puterea noastră, este fix după nevoile noastre, este fix spre mântuire. Crucea nu se leapădă. Cine se leapădă de cruce, se leapădă de mântuire. Este foarte greu să faci acest lucru. Riști propria mântuire, cum spuneam. Însă, asta în ce privește asumarea crucii ca mod de viață spre mântuire. Însă, nu uităm că ea, crucea, cum am spus puțin mai devreme, este prezentă în toate aspectele vieții noastre. Pe de altă parte, este un simbol. Este și un simbol creștin. Ea este prezentă fizic, crucea, o vedem, de la naștere și până la moarte. De la casă și până la biserică. Și pe drum. O purtăm și la piept. Cu toată nădejdea că bunul Dumnezeu ne ajută, ne luminează, ne înțelepțește, ne păzește și ne ferește de cele rele. Dar mai mult, spuneam că este și peste acestea un simbol. Un simbol de mărturisire al creștinului. Ce face creștinul când trece pe lângă biserică? Spre exemplu, se închină cu toată credința mea Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toată bucuria. Este un act de închinare, de un moment de rugăciune și un moment de mărturisire publică, pentru că poți să fii singur, tu, mergând pe jos sau în mașină. Dar poți să mai fii și cu alții, mulți, puțini, înaintea cărora faci mărturisire. Este un moment foarte important atunci când și mărturisim. De ce? Unul, că este un moment al tău intim de rugăciune, rugăciune care se soldează clar ca orice altă rugăciune bine făcută cu simțire, cu receptare de har de la Dumnezeu,
Dar pe de altă parte, în momentul în care cei din jurul tău te-au văzut, se produc, acum îmi vin în minte, trei situații. Una, care este foarte rapid adusă în mintea creștinului de către diavol, spre a-l inhiba pe creștin de la închinare. E, râde toată lumea de tine dacă te închini. Și îl face să se rușineze de Hristos, pe creștinul slab. Sau care, până atunci poate slab fiind și acceptând acel gând, devine puțin mai puternic și se închină. Iată, poate să fie pentru sine un moment de luptă și biruință. S-a închinat. Și ce a făcut? Iată, a adus aminte și celor din mașină. Să spunem, este într-un tramvai care trece pe lângă biserică. Și s-a închinat. Și a făcut semnul Sfintei Cruci. Altul din tramvai, care era adâncit în gândurile sale, în preocupările sale, este trezit și scos din gânduri de gestul tău. Ce face atunci? Și aduce aminte, se închină și el. Se închină și el și se roagă și în momentul acela, pentru că s-a rugat, s-a închinat, iată și preocupările care îl tulburau s-au dus, omul vine pe pace. S-a rugat, problemele care îl măcinau, cu harul Dumnezeu care se pogoară pentru a sa rugăciune, Dumnezeu îl ajută să le rezolve. Și al treilea lucru, trezești curiozitatea. Deci potrivnicia, simpatia, să spunem, și curiozitate. Mi-aduc aminte, eram în București, într-un tramvai, câțiva creștini ne-am închinat și un copilaș a observat gestul. Pe semne avea o mamă înțeleaptă, nu creștină, sau nu foarte trăitoare, nu practicantă, dar rafinată ca minte și ca suflet. Și copilul văzând, zice, mama, dar ce fac oamenii aceia? Și mămica îi spune, sunt creștini și pentru ei, ai văzut biserica? Da, știa despre biserică copil. Pentru ei, biserica este un loc sfânt și în momentul în care trec pe lângă biserică, se închină. Ei se bucură să vadă biserica și se închină. Și s-a trezit curiozitatea. Cine știe ce mică sămânță s-a pus atunci în sufletul acelui copil și care mâine poi mâine poate să încolțească, să rodească și să îl facă un creștin bun, puternic. Mi-a plăcut tare mult cumințenia cu care acea mamă povestea copilului ei acest fapt aparent social. O manifestare exterioară a societății, a unora din societate care, mă rog, mărturisire, rugăciune, poate potrivnicie, dar nu contează. Contează admirație și inspirație, da? Și sămânță pusă. Avem un raport de patru la 1. Asta înseamnă 80% randament.
Eu cred că e destul de motivant pentru oricare dintre creștini. Atunci când trece pe lângă o biserică să se închine, să facă acest gest cu mult folos pentru sine. Nu ne inhibăm pentru 20%. Ne motivăm pentru 80%. Dacă 20% devine mai puternic decât 80, înseamnă că respectivul creștin are o slăbiciune. Un alt simbol al crucii este cel al iubirii. O cunoaștem cu toți, știm că este compusă din două semne, două linii, verticală și orizontală. Crucea este simbolul desăvârșit al iubirii. Iubire care o vedem că nu este cumva săgeată unidirecțională. Sau așa. Nu. Nici măcar săgeată bidirecțională. Nu. Sunt linii. Și putem să ne imaginăm că ar simboliza niște tuburi, conducturi, conducte. Tuburi care să conducă pe verticală și pe orizontală iubirea. Ce se comunică pe verticală între Dumnezeu și om. Și nu doar că se comunică să fie plină de, și este plină de iubire, această cale, și între oameni, pe orizontal. Are sens purtarea crucii, asumarea crucii, închinarea, mărturisirea crucii, sărutarea crucii, purtarea crucii, numai și numai dacă există iubire între oameni și între om și Dumnezeu. Dumnezeu care a arătat iubire omului. Crucea este dovada cea mai mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său fiu, Domnul nostru Iisus Hristos l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. L-a dat spre răstignire, l-a dat spre jertfă. Este dovada maximă de iubire, la care, după cum am văzut la începutul emisiunii, au răspuns creștini, dându-și viața pentru Hristos. Și încă se mai întâmplă chiar și astăzi acest lucru. În Orient, în Orientul apropiat. Și astăzi mai sunt oameni care sunt decapitați, sunt uciși, sunt omorâți în fel și chipuri pentru faptul că îl mărturisesc pe Hristos. Și tot îl mărturisesc până dincolo de moarte. Iar noi poate ne rușinăm, cine știe ce, de câte o slăbiciune a unuia sau altuia. Dacă suntem creștini, îl mărturisim cu putere. Îl mărturisim cu iubire pe Hristos cel pe ea răstignit. Și astfel, cu puterea crucii celei biruitoare, ne va ridica din osânda păcatului și din moartea veșnică și ne va duce, ca pe niște biruitori, la viața veșnică, lângă El, alături de tronul cel ceresc. Amin. Să luăm aminte, să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși!